Ministerul Finanțelor Publice intenționează organizarea loteriei bonurilor fiscale începând cu 13 aprilie 2015, mai exact în a doua zi de Paște, atunci când se va programa prima extragere ocazională, având un fond de premiere de un milion de lei. Potrivit Ministerului, în cadrul loteriei se vor efectua extrageri a două valori, respectiv un număr din intervalul 1-999, reprezentând valoarea bonului fiscal fără subdiviziunile leului și data emiterii bonului fiscal fiscal. Conform proiectului de ordonanță pentru organizarea loteriei bonurilor fiscale publicat pe 3 decembrie 2014 de către Ministerul Finanțelor, românii vor putea câștiga lunar câte 1200 de lei la acest joc, participarea nefiind condiționată de plata unei taxe, ci doar de înscrierea online a informațiilor referitoare la bonurile fiscale din luna calendaristică anterioară organizării extragerii. Mai exact, numărul bonului fiscal, suma totală, numele, prenumele, precum și seria și numărul unui act de identitate valabil pentru persoanele fizice rezidente, iar pentru persoanele fizice nerezidente, seria și numărul unui act de identitate valabil, seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal, codul unic de identificare fiscală al operatorului economic care a eliberat bonul fiscal în vederea obținerii dreptului de a participa la o tragere la sorți lunară cu premii în bani. Și dacă nu sunt identificate în reguli, câștigătorii pot revendica premii ele puse în joc în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data publicării rezultatelor extragerilor prin prezentarea bonului fiscal cu toate elementele lizibile, precum și actului de identitate utilizat în vederea înregistrării participării la loterie. În mod normal, clienții iau bonul fiscal și mai apoi fie îl păstrează, fie îl aruncă la gunoi. Nu vor mai face acest lucru în curând și asta pentru că va fi nevoie să-l păstreze pentru loteria bonurilor fiscale. Ce făceați în mod normal cu bonul? Bonul vedeam că s-a cheltuit. Și mai apoi probabil îl aruncați. Da, bineînțeles. Știți că de acum, dacă îl păstrați, îl puteți folosi la loteria bonurilor fiscale. Așa, și trebuie să-l bag într-o urnă undeva? Da, Ministerul Finanțelor, împreună cu loteria, va face un sistem prin care îl puteți înregistra și apoi câștiga bani. Cum vi se pare inițiativa? Foarte bună! Potrivit informațiilor Ministerului Finanțelor, codul de procedură fiscală va fi modificat astfel încât comunicarea de către banca rulajelor și soldurilor conturilor să se facă în mod automat la anumite perioade care vor fi stabilite prin ordin al Ministrului Finanțelor și nu doar la cerere, așa cum este reglementat în prezent.